Avem o primă poziție. Am schimbat. Marius a trecut pe locul 2. Irina, 5.000. 200. Nu credeai nici tu, așa-i? Că te-am văzut de la început. Erai așa. Nu o să merg. Flori, curaj? Hai să te văd. Hai, Flori. De curaj e nevoie în concursul ăsta. Mintea care funcționează ne pune mintea la bătaie. E despre inteligență. Să rămână bun venit. Cu ce te ocupi, Flori? Învățătoare. Ha, ce frumos. Învățătoare. Am clasa 4. Emoții. Emoții aici? Da. E, acum îți dai și tu seama cum sunt elevii când intri într-un clasă. Știi? Acu de-abia vezi când tu intri în clasă. Bună ziua, elevi. Astăzi dăm lucrare de control. Test rapid. Așa e? Test rapid îi zice acum? Da. Cum îl cheamă pe ăla mic care stă în prima bancă la tine? E o fetiță. Zim, cum o Eliza. Cheamă? Eliza. Eliza... Doamna învățătoare, Eliza, test rapid, da? 4 minute, vă rog. Ia da. Să vă văd. Da? Încercăm. Sunteți pregătită? Nu da. Că încercăm, n-ați învățat nimic ieri. Ce ați făcut ieri? Da. Nu mai râdeți în prima bancă atât. Acum vezi cum e. 4 minute, Flori. Bravo. Ce-ai terminat? Liceul? Ai terminat pedagogicul? Facultate, Științele Educației. Științele Educației. Dimitrie Cantemir. Super, Științele Educației. Frumos. Da. Câți ai în clasă? 14. 14. Mică, destul de mică. Păi, Flori, să începem. Eliza, pregătește-te, da? Eliza, domnișoara din prima bancă de la tine. Doamna învățătoare, cel mai simplu cuvânt. Acum nu știu dacă... E foarte simplu pentru Ionuț. Vezi, Ionuț, dacă scădea cuvântul ăsta, fii atent, Ionuț. Doamna învățătoare, nu știu dacă îl prinde. Instrument electric folosit pentru încrețirea părului. Că Ionuț e frizer. Deci folosit pentru încrețirea părului din 4 litere. Literă? Ai o literă. E un clește lung și metalic care se încinge. Literă. Nu? Șuvița de păr se încolocește pe el și îi zice într-un fel, îi zice dr. Doamnele, își fac buclele alea lejere pe el. Mă gândeam la bigudiu. Nu, că nu intră. E electrică asta, îți mai dau o literă. Da. Ondulatorul ăla de păr. Drop. Ăla e de drobuile de miel, se mănâncă de Paște. Hai să oprim timpul mai bine. Auzi, putem să luăm în jumătate de minut toate literele la rând. Tu zile. Drog. Nu, lasă-l ăla. Mai zi. Mai zi litere. Hai să începem cu niște consoane. Zi niște consoane. Consoane. Drog. C. Mai zi consoane. D. P. Mai zic consoane, mai zic că... Dron. Drot. E Ionuț? Da, e firesc să știu eu. Ăsta e mai ușor, doamna învățătoare, mult mai ușor. Sunteți născută în București? Nu. De unde ești? Hotarele. Hotarele. De Giurgiu. Aproape. Da. A doi pași, nu e departe. Acțiunea de extragere a laptelui dintr-un nuger. Uite cât de complicată e definiția și cât de simplu e cuvântul. Amulge. Amulge! Acțiunea. Muls, perfect. Hai să ne revenim. Mare atenție. Florin, mare atenție la timp, da? Simt emoțiile pe care le are... Elsa, care stă în prima bancă. Elisa, cum ai zis? Eliza. Eliza, care stă în prima bancă. Eleva ta din prima bancă. Greu, știu. 11 ani în total, 14 în clasă, 14 copii. Copil ștrengar. Dă-mi un sinonim la copilul ăsta ștrengar. Literă. Prichindelul ăla neast împărat, doamna învățătoare. Literă. Prichindel. Ăla mic pus pe șotii. Puști. Un puști, corect, puști, pici. Bun, 600. Ok, gata. Ne revenim. Flori,
toți picii se pricep la asta. Toți puștii în ziua de azi se pricep la asta. Doamna învățătoare, a pune un document într-un mail. A atașa. Ăsta e! A atașa e verbul. 1100, ne-am revenit. Gata. Am intrat în luptă. Gata, am intrat. Cu emoții, cum or fi ele, cu mâini transpirate, dar am intrat în luptă. 1100 de lei. Cel care e nerăbdător să facă ceva, că de asta tot mergem înainte. Hai, acum, așa ești tu, nerăbdătoare. Literă. Așteaptă să treacă la acțiune, Flori. Literă. Râvnește să facă un lucru. E... Nerăbdător. Râvnește să... E încântat de o idee și vrea neapărat să o pună în aplicare. Încerc? Nu, e într-un fel, e adjectiv ăsta, atenție. Deci vrea să-l pună, își dorește foarte mult ceva. Cum e? Când își dorește foarte mult ceva. Atenție la fiecare cuvânt. Își dorește să facă mult ceva. Dacă își dorește să facă mult ceva, e... Dorme. Ai! Doamna învățătoare, vă rog să dați cuvântul ăsta în 2 secunde. Piatră de încercare, doamna învățătoare, pentru fiecare elev. Piatră de încercare. Da, doamna învățătoare. Nu există... No! Mijlocul de verificare a cunoștințelor. Nu e la pici pe care i-ai tu, e un pic mai sus, câteva clase mai sus. Literă. Examen. Examenul. Chiar că nu era. Da. 7 litere. Fii atentă. Alege după un criteriu bine stabilit, Flori. Literă. Auzi? Da? Ai apăsat că știi? Sau ca să nu treacă timpul? Să nu treacă timpul. Atunci fii atentă. A opta pentru ceva în defavoarea... A selecta. Cum? Selecta. Ăsta e, a selecta. Ne-am revenit. Mamă, ce definiție interesantă e asta. Așa, mai servicii din portofoliu mamei Omida. Literă. Ai! Literă. Doamna învățătoare, formulele alea magice. Auziți? Procedeele alea specifice, că zice acolo mama Omida, că toată... Din portofoliu. Da. Materie. Materie. Nu, doamna învățătoare, e o ceremonie în care se zice că sunt invocate spiritele și se fac ce? Farmece. O știa Irina? Da. O știai de la început când am zis de, nu? Emoții. Farmece. Rău. Hai la o plitere. Am nevoie de un sinonim de data asta. Flori. Don Juan. Ce e Don Juanul? Literă. Ce fel de bărbat e el? Literă. Ăla care stăpânește arta seducției, e un Don Juan, nu ezită să folosească arta seducției, face curte oricui, oricărei femei. Literă. Pasionatul ăla de aventuri amoroase. E Don Juan. Afemeiat. Ăsta e Flori, e afemeiat Don Juanul. Afemeiatul. Mă copleșesc emoții. Flori, 1 minut și 25 de secunde. Am un substantiv. 8 litere. Reglare a unei cantități pentru a compensa erorile. Vezi că pare complicată definiția, dar să știi că e simplă. Hai să o luăm băbește. Literă. Deci cantitatea o reglezi ca să compensezi erorile de acolo. Literă. Când îndrepți ceva, un calcul estimat greșit. Literă.
Doamna învățătoare, verificarea și recalcularea unei erori matematice, de exemplu. Are unei cantități pentru a compensa erorile. Bun, în alt drum, în alt drum. Pedeapsa unuia pentru a-l îndrepta, unui copil, îi dai o... Nu mai e voie acum, dar, mă rog, aplicată cuiva în scopul de a-l îndrepta. Pedeapsa aplicată cuiva în scopul de, de a-l îndrepta. E... Corecție. E o corecție. 9 litere. 1000 de lei. Care ține sau se ocupă de domeniul silviculturii? Silvicultura, literă. Silvicultură. Cu ce se ocupă silvicultura, doamna învățătoare? Silvicultura... Literă. Literă. Inginerii silvici. Inginerii silvici, unde se duc ei? Unde lucrează inginerul silvic cu precădere? Literă. Inginerul literă. Silvic... Doamna învățătoare, inginerul silvic e, e ăla care apără codrii. Au plecat toți în țări străine, nu mai știu că s-au dus de mult, dar mai... Inginerul... Cum? Pădurar la pădure, la... Bun, perfect, inginerul silvic lucrează în pădure, perfect, da. Bun. Și ăsta e de domeniul silviculturii. Amenajarea pădurilor e domeniul... 1, 2, 3, 4, 5 litere mai avem de pus acolo. Amenajarea pădurilor ține de domeniul și tipul ăla de drum croit prin pădure. Ai luat-o pe un drum? Forestier. Forestier! Ah! Pe urmă mi-am dat seama la forestier. Forestierul. Știi, drumul ăla plin de grob, de forestier. Puh, 21 de secunde... Adverb. Astea sunt ușoare. Gata, astea sunt ușoare. Flori. În niciun caz aici sau în apropiere. Altundeva. Altundeva. Asta este, Flori, altundeva. Ăsta e adverbul, l-am luat din prima. Bun. Care spune răbdarea la mare încercare. Literă. Negru care tot zice definiții, literă. Devine deja... Literă. Îți spune încercarea la literă. Mare. Te nebunește la cap, doamna învățătoare. Este de-a dreptul când te nebunește. Enervant. Enervat. Ei, sau mai mult decât te enervant. Iritant, peste măsură. Te irită, te țâcâie, te enervează. Te enervează constant. Dacă, cum fac eu acum? Încerc să te... Omul care nu-ți dă pace te duce la disperare. Te exasperează, poftim. Exasperat. Nu, exasperant. Exasperant. Ai, 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 suntem la 800 de lei. Ăsta e simplu. Flori, ăsta e cel mai simplu. Operațiune obligatorie când intri în casa ta sau altcuiva. Operațiune obligatorie când intri în casa ta. Descălțare. Cum? Descălțare. Mă pregăteam să mă descălțare. Mă gândeam la descălțat. Și pe urmă am zis descălțare. Operațiune, da. Descălțare. Operațiunea, pe emoții. Doamna învățătoare, acum înțelegeți pe da. Mici? Da. Asta, șocul ăsta îmi trebuie. Șocul ăsta de 4 minute. Da. Învățătorul, o zic mereu, e lumânarea care arde luminându-i pe alții. Arghezi da. A zis-o frumos și vi se potrivește perfect. Mulțumesc, Florica. Mulțumesc și eu. O viață frumoasă. Aferin.